Cât timp ar trebui să le dăm ecrane copiilor? Până la vârsta de 2 ani, ideal ar fi să nu le dăm deloc. Este extrem de important ce se întâmplă până atunci. După vârsta de 2 ani, între 2 ani și 5 ani, putem să încercăm cu o jumătate de oră, maxim o oră. Pe zi. Pe zi, da, bineînțeles. Da, pe zi. Alți autori consideră că, de fapt, nu ar trebui să le dai deloc drumul la televizor. Oricum, nu chiar toți copiii care sunt expuși la televizor fac manifestări care sunt similare autismului, fac în principal cei care au anumite vulnerabilități genetice. Da? Este și copii care nu fac, dar astea sunt cazurile foarte rare. Și în general trebuie să fii expus destul de mult timp ca să se vadă modificările astea structurale, adică trebuie ca copilul să fie expus cam 3-4 ore pe zi ca să vadă ceva foarte, foarte clar din punct de vedere structural. Din punct de vedere funcțional e suficient să îl expui și mai mult de o oră.